pacea Domnului și vă invit să fim atenți puțin la câteva anunțuri. Sunt destul de multe astăzi, dar și destul de importante. Și vom începe cu ora programului după amiază, ora 17, ca de obicei, dar programul de după amiază va fi, să spunem așa, o încununare și o încheiere a săptămânii de sănătate, care a fost în comunitatea noastră și în orașul nostru, de fapt, acțiunile prin care au fost. Vor fi experiențe de la acel club de sănătate care s-a ținut la Julius Mall, vor fi lucruri foarte frumoase de care e bine să fim aici, să ținem minte, să le primim, să le folosim în viețile noastre. Și acest program se va încheia cu un mesaj din partea lui Ted Wilson. De aceea vă invităm să fiți prezenți la ora 17 după amiază. Luni, la ora 19, se continuă seminarul de Daniel împreună cu fratele Mărincean. Marți, la ora 19, va fi ora de rugăciune a comunității, la care vă invităm să fiți prezenți cu toată dragostea. Iar după terminarea orei de rugăciune marți, de la ora 20, va fi o întâlnire, nici nu știu cum să o numesc, o întâlnire foarte importantă, să-i spunem așa, a corului. Și sunt invitați toți cei care cântă în cor sau toți cei care doresc să cânte în cor. Va fi în special problema organizării discutată, reorganizării corului, problema programului de Crăciun, să numim, care se va face, și multe lucruri care vor să se schimbe în dreptul corului, în bine, aș spune eu. De aceea invităm toți coriștii să fie prezenți marți seara la ora 8, să facă un efort, un sacrificiu și să fie prezenți aici. Comitetul Bisericii este invitat miercuri la ora 19 și un sfert, aici pentru o nouă ședință de comitet. Mai diferit ca și anii trecuți, săptămâna de rugăciune a Bisericii Adventiste începe în acest an puțin mai repede, adică de vinerea viitoare începe săptămâna de rugăciune. Vă invit să ne pregătim pentru lucrul acesta, să fim prezenți și să nu uităm că săptămâna care va urma de vinerea viitoare încolo, în fiecare seară la ora 7 veți fi așteptați și invitați aici pentru momentele care sunt pregătite pentru această săptămână de rugăciune. Astăzi este ultima zi în care se pot face înscrieri pentru voluntari în cadrul asociației SUP. Toți cei care doresc, care nu s-au înscris pe aceste liste, îi invit să ia legătura cu sora Mărincean și să ne înscriem. Acum nu știu cum să o spun, până acum, în anii trecuți, sau haideți de fapt să nu luăm prea mult trecutul, în anul acesta au fost înscriși 94 de voluntari pe aceste liste. A fost frumos numărul membrilor înscriși, dar prezenți au fost undeva, să zicem, pe întreg parcursul anului vreo 25, hai să spunem așa. Vă invit să ne scriem cu responsabilitatea că dacă ne-am înscris pentru această lucrare, vom fi prezenți acolo. Și astăzi am fost acolo, s-a dat Sfânta Cină surorilor care sunt membri a bisericii noastre. A fost o părtășie foarte frumoasă. Ele așteaptă prezența noastră. Minorii care avem program și la ei așteaptă prezența noastră. Haideți să facem ca această lucrare într-adevăr să fie binecuvântată de Dumnezeu și responsabilitatea care ne-o luăm de a participa acolo să fie într-adevăr pe măsură. Deci toți cei care doresc să se înscrie în această asociație sunt invitați să ia legătura cu sora Mărincean. Nu știu dacă ați văzut afară, este un pliant, acesta, la standul de cărți. În data de 25 noiembrie este ziua porților deschise la editură. În acest plian găsiți diferite cărți cu reduceri destul de mari, aș spune eu. Este o zi în care putem să comandăm cărțile de care avem nevoie. Se pot face comenzile telefonic, direct pe site. Sunt multe posibilități prin care să ne asigurăm că nu rămânem fără a comanda ceva.
Vă invit să luați și de afară pliantul, atâtea câte sunt, dar să ține minte, în 25 noiembrie sunt reduceri destul de mari la editură. Săptămâna trecută am făcut un anunț legat de ora prietenilor sau pregătirea pentru botez. A fost puțin dat peste cap tot programul care era acolo, adică erau câteva persoane care ajunseseră deja aproape la finalul pregătirii, câteva care începeau, nu se știa cine unde a ajuns. Se reorganizează puțin această pregătire. Astăzi, de la ora 16, va fi prima întâlnire, dar încă se mai fac înscrieri pentru cei care doresc să cunoască doctrina bisericii noastre și să se pregătească pentru botez. Deci toți cei care doresc, vă invit astăzi la ora 16 să fim prezenți aici. Astăzi trebuia să aibă loc a doua etapă a concursului biblic, Vremea Cuvântului. S-a dat puțin peste cap acest lucru datorită activităților care au fost în această săptămână. Se amână această etapă pentru undeva la începutul lunii decembrie, nu se știe exact data, dar vreau să vă spun ceea ce se va studia și totul să ne pregătim. Dacă încă mai avem puțin har pentru a doua etapă, haideți să ne folosim de el. Cine dorește poate să pregătească capitolele 5 și 8 din Cartea Patriarhi și Profeți și capitolul 21 din Manualul de Doctrină. După terminarea serviciului divin, va avea loc un comitet al școlii de sabat. Fratele Adelin roagă pe toți cei care sunt prezenți din acest comitet să se întâlnească în spatele amvonului. Dacă sunt prea mulți, vom găsi o sală mai mare, nu e problemă. Dar principalul lucru este să se întâlnească aici și să discute lucruri care țin de bunul mers al școlii de sabat. Și cu permisiunea noastră voi și citi acest comitet, pentru cei care încă nu știu că fac parte din el, să audă. Beniamin Anca, Sergiu Turturică, Cristina Bischin, Hoinol Marian, Ioan Mărincean, Titu Tolan, Fabiola Țanu, Ana Maria Zanfir, Irina Rusniac, Daniela Iusco, Diana Irimie, Claudia Mateaș, Roxana Murgoi, Monica Cârlig, Daniela Morar, Marcel Brânzanic, Gabriel Iusco și Sami Bălașa. Toți cei care suntem prezenți, suntem invitați la terminarea serviciului divin, în spatele amvonului, în cameră, să se întâlnească pentru, hai să zicem, o scurtă ședință de comitet. Depinde de dumneavoastră. Săptămâna trecută s-au citit câteva scrisori de recomandare. S-a lăsat timp de o săptămână pentru cei care doresc să depună observații în dreptul calității de membru a celor care s-au citit. Nu au fost aceste observații. De aceea le voi citi din nou pe toate, pentru că sunt destul de multe, și voi cere votul dumneavoastră ca să acordăm aceste scrisori sau să primim pe cei care doresc să fie membri ai noștri. Gabor Susana, Gabor Ludovic, Pastor Răzvan, Pastor Ioana, Urda Alina și Iuhoș Luminița. Vă rog ca toți cei care sunt de acord să acordăm scrisori sau să acordăm o mână întinsă celor care doresc să devină membrii comunității noastre, să votăm pentru acest lucru. Vă mulțumesc. Este cineva împotrivă? Nu. Vă doresc un sabat binecuvântat. Și nu uitați, după amiază de la ora 17, suntem din nou așteptați aici.
Iar acum, prin meritele Domnului nostru Iisus Hristos, vă invit să deschidem serviciul divin de predică și să lăudăm pe Dumnezeu cu imnul 270, În Domnul găsesc adăpost. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău cel Sfânt. Amin. Îți mulțumim pentru dragostea Ta și pentru faptul că în această dimineață avem ocazia să fim în prezența Ta. Amin. Te rugăm, Tată din ceruri, să ne binecuvintezi pe fiecare în parte. Amin. Te rugăm să binecuvintezi vorbitorul pe care l-ai ales ca în această dimineață să ne împartă cuvântul Tău. Amin. Te rugăm, deschide Tu inimile noastre și ochii minții să vedem
mesajul Tău. Rămâi cu noi, îți mulțumim că ne iubești și ne asculți, în numele Lui Iisus. Amin. Înainte de a trece la strângerea darurilor, aș vrea să citesc un verset din 1 Cronici, capitolul 16. Dați Domnului slavă pentru numele Lui, aduceți daruri și veniți înaintea Lui, închinați-vă înaintea Domnului. Amin. Colecta din această ocazie este destinată bugetului comunității, rog pe diaconi să treacă la strângerea ei. Tatăl nostru care ești în ceruri, suntem recunoscători pentru că până în acest moment ne-ai binecuvântat în chip atât de minunat. Îți mulțumim pentru sănătate, pentru putere de muncă, pentru discernământ, pentru cumpătare și te rugăm în aceste momente ca binecuvântarea ta să fie revărsată asupra acestor daruri, asupra persoanelor responsabile cu gestionarea lor și ne dorim, Tată bun, ca acești bani să fie utilizați chipzuit și eficient în vederea înaintării lucrării tale. Suntem convinși că Tu vei ajuta la aceasta, de aceea îți mulțumim și te lăudăm prin Domnul Hristos. Amin.
Dumnezeu ți-a dat mâinile ca să sculeagă în ele balsam pentru atâtea neputinți pe lângă tine, pentru căldură, pentru iubit și pentru bine. Dumnezeu ți-a dat urechile ca să culegi în ele freamătul stelelor, pentru ca în spatele ochilor tăi să poată fi zărită o geană de lumină spre fiecare inimă străină. Ți s-au dat cele două buze să-ți străjuiască ieșirea spre lume, să măsoare fiecare șoptit, să tacă orice gând nefrumos, să verse peste prag orice freamăt de iubit. Ți s-a dat ca să ai, ți s-a luat ca să ai. Dumnezeu a cântărit totul chipzuit. Într-o zi te vei trezi că tot ce ai dat te-a îmbogățit. Amin. Vă invit ca, așa cum stăm, să mai cântăm un imn frumos, imnul 324, Doamne, pe Tine Te Aștept. Aș vrea să invit în fața toți copilașii și aș vrea să-i rog să se grăbească să vină aici în fața toți.
Îi așteptăm pe toți să vină în față. E așa de mult spațiu aici. Cred că suntem toți. Mă bucur foarte mult că sunteți așa de mulți și vreau să vă spun, nu v-am văzut de mult, dar ați crescut. Sunteți așa de mari și de frumoși. Uite, are 4 și mulți ați crescut. Uite aici ce mari sunteți. Astăzi v-am adus în 2 punguțe ceva diferit. Ceva de culori diferite. Și vreau să-mi spuneți ce vedeți aici și să-mi spuneți dacă știți ce este. Hai să vedem. Ce am aici în punga asta unde e ceva negru? Pământ. Pământ. Și aici? Cred că boia. Crezi că boia? Altcineva? Ce credeți că am aici? Ce credeți că am aici? Am să vă spun eu, nu o să lungim prea mult, vă spun eu. Are dreptate, Alexandru, aici este pământ, dar știți, științific se spune că este sol. Și aici, vă spun eu, este tot un sol, dar sunt din 2 părți diferite a pământului. Adică aici am luat un pic o mână de pământ care am găsit-o într-o pădure. Știți și voi, dacă mergeți în păduri, găsiți pământul ăsta, da? Și la plante avem acasă. Aici, în schimb, am luat o mână de pământ sau de nisip, cum vreți să-i spuneți, de unde credeți? Dintr-o savană. Aici este din Africa și aici este din Europa. Aceleași sunt 2 soluri diferite. Aici, în această pădure, să o numim așa, să înțelegem mai bine, cresc, ce animale cresc în Africa, știți? Să-mi spuneți. Ceva care are un gât lung, cum se numește? Girafă. O girafă și unul care e foarte mare și are un nas lung, cum se numește? Elefant. Și ce alte animale mai știți să-mi spuneți? Cine este regele animalelor? Leul. Vreau să vă spun că de unde am luat eu acest sol, care este roșu, și vedeți, m-am și murdărit, este roșu, l-am luat de acolo, unde trăiesc leii, unde trăiesc girafele și elefanții. Exact. Și în pădurile unde este acest pământ, oare ce crește? La noi ce este? Ce animale sălbatice avem? Știți să-mi spuneți? Leu. Aici. Nu avem aici leu. Leul nu trăiește aici. Spune-ne. Lupul și altul, un mare, mare, care... Nu, mare care spune mor. Ursul și place mult mierea, da. Așa, v-am adus copilași 2 tipuri de pământ sau sol, cum spun cei științifici, se spune sol, ca să vă învăț o lecție. Vreau să fiți foarte atenți, da? Acest pământ este negru, da? Acest sol este negru. Celălalt este roșu, ca boiaua, mi s-a spus cineva, cam boia. Nu este boia. O să vedeți la sfârșit că nu este boia, da? Ca să știți că solul, pământul nostru, este acoperit cu o bucată așa mare. Uneori e mai mult, alteori mai puțin, da? Și este diferite, are diferite compoziție. O să-mi spui și mie puțin, bine? O să-mi povestești și mie, da? După ce terminăm, ok? Hai să ascultăm aici. Și în funcție de ceea ce se găsește în acest pământ, în pământ, pământul se schimbă ca și culoare, da? Poate să fie roșu sau poate să fie negru sau alte culori, dar am luat astea 2. Și vreau să vă mai spun un lucru. Acesta că este negru este foarte fertil, cresc foarte mulți copaci puternici. Aici foarte, e și el fertil, dar nu pentru mult timp și atunci plantele se uscă repede. Și am să vă mai întreb ceva. Dacă știți în Biblie cumva, dacă se vorbește de pământ, cine a fost creat din pământ, din țărână, din... Adam a fost și înseamnă că și noi suntem tot din pământ. Foarte bine, Patricia. Suntem
creați din pământ. Și vreau să țineți minte un lucru. Dumnezeu ne-a creat din pământ, dar atunci când a creat, ne-a dat și suflare de viață, ca să fim vii cum suntem acum. Dar cred că Dumnezeu vrea să ne mai spună un lucru. Și anume că pământul diferă. La fel și noi diferim. Și noi, în fiecare zi, suntem schimbați, ne schimbăm. La fel ca și acest pământ. Și pământul se schimbă, copilași, în funcție de ce animale trec pe acolo, se pot schimba. Sau în funcție de ploi sau de alte lucruri. La fel și noi. Și să ținem minte că cei care ne înconjoară, prietenii, biserica, părinții, la școală când mergem, ceea ce citim, ceea ce vedem, ceea ce auzim și ceea ce gândim și vorbim cu ceilalți, ne poate schimba în bine sau mai puțin bine. Și Dumnezeu vrea ca noi să fim un pământ fertil. Vrea ca noi să fim buni și să ne schimbăm în bine. Dacă noi stăm aproape de Dumnezeu și vrem să învățăm mai mult din cuvântul Lui, vom fi cât mai puternici. Dar în schimb, dacă nu ne îndepărtăm, o să ajungem să fim mai puțin puternici atunci când avem anumite ispite. Și Dumnezeu ne spune, aveți grijă că voi vă schimbați, vă puteți schimba în bine sau în rău. Și astăzi ne spune ca toți să ne schimbăm, cum? Să ne schimbăm, să facem totul să fim cât mai buni, da? Să ne schimbăm în bine. Și nu uitați că așa cum pământul se schimbă, așa ne schimbăm și noi. Să citim și să stăm cât mai aproape de Dumnezeu. Amin. Vă spun un bun venit în această dimineață în locașul de închinare și fiecare lucru de sub cer își are vremea lui. Cântatul își are vremea lui, poezia își are vremea lui, copilașii își au vremea lor și cuvântul își are vremea lui. Și acum a venit vremea pentru cuvânt. E vremea cuvântului. Ne sună cunoscut. La începutul lui decembrie, așa cum s-a anunțat, vă invit încă o dată, pe fiecare dintre dumneavoastră, să participați la acest proiect al cuvântului. Un proiect al bucuriei și al părtășiei. Vă spun un bun venit în această dimineață, însorită de sabat, deși gradele sunt puține pe termometru, căldura din inimile noastre se poate citi pe fața fiecăruia dintre dumneavoastră. În această societate în care trăim, din ce în ce mai mult suntem asaltați de întrebări. Dacă mă deschide televizorul, 90% din ceea ce vom vedea acolo vor fi întrebări. Dacă mă deschide radioul, de asemenea. Trăim într-o vreme în care orice întrebare este permisă, indiferent cât de insolent ar fi și indiferent cui este adresată. Am putea spune că trăim într-o vreme a întrebărilor și nu a răspunsurilor. Nu prea avem timp pentru răspunsuri și credem că datoria noastră este de a întreba. Uneori întrebăm a nedumerire, a justificare, întrebăm chiar ispititor, batjocoritor, câteodată se întreabă chiar punitiv. Și răspunsurile au devenit tot întrebări. De ce? Devine o expresie foarte folosită și cu cât autoritatea este mai înaltă, cu atât mănunchiul întrebărilor este mai mare. Iov pune o carte de întrebări lui Dumnezeu, dar la sfârșit Iov, la rândul lui, este solicitat. Și Dumnezeu îi spune, eu te întreb și tu să-mi răspunzi. Ofertă declinată cu umilință
de cel cu întrebările. Răspunsurile sunt doar ale lui Dumnezeu și sunt chiar și în momentele de tăcere ale lui. Dar dincolo de acest episod, Dumnezeu chiar pune întrebări și omul chiar este chemat să răspundă. Adame, unde ești? Unde este fratele tău Abel? Unde ești tu aici în Cluj? Ce faci? Care este rolul tău? Care este rolul tău în biserică? Dumnezeu pune întrebări și prin răspunsurile pe care omul le dă își definește personalitatea lui în relația cu el, în relația cu păcatul, în relația cu fără de legea, în relație cu misiunea pe care o are și în relație cu făgăduințele lui Dumnezeu. Îți mai aduce aminte de întrebările lui pentru tine? Când te-a întrebat ultima dată Dumnezeu ceva? Și când a fost ultima dată când i-ai răspuns? Ce i-ai răspuns? Vă propun această dimineață să medităm la o întrebare pe care Domnul Iisus Hristos, în descoperirea profetică, ne-o descoperă pentru generația noastră. Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, nici chiar de sănătate. Vă propun să revedem o secvență de viață din umbrarea lui Iisus pe pământ și o găsim în Evanghelia lui Ioan, la capitolul 5, începând cu versetul 1 până la 14. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei, căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se pogora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a zis bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul? El a răspuns: cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul acesta care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se mai întâmple ceva rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Acest paralitic răspunde întrebării, răspunde paradigmei vremii respective, aceea că atunci când se tulbură apa, primul care intră acolo va fi vindecat. Apele mișcate de un înger pornea o competiție crudă, cumplită, dar fără nicio șansă pentru paraliticul nostru. Sunt multe adevăruri în istoria lumii și poate chiar și în viața noastră de zi cu zi, care le percepem ca axiome, ca adevăruri, dar care nu au fost niciodată demonstrate, așa cum a fost și ideea că soarele se învârte în jurul pământului. Dumnezeu ne cere să ieșim din paradigmele vremii, din paradigmele vieții noastre personale și să ne apropiem de valorile cerului prin ascultarea de poruncile Lui și răspunderea la chemările sale. Scoală-te, ia-ți patul și umblă. Scoală-te din gândurile pe care le ai, din comoditatea vieții de zi cu zi. Scoală-te din
acest încetinire a vieții noastre în ceea ce privește implicarea, în ceea ce privește timpul pe care îl oferim pentru cei din jur, ni se cere să ne ridicăm. Este o vreme în care Dumnezeu ne cere să ne ridicăm. Să ne ridicăm patul pentru a nu lăsa nimic care mai poate să ne facă să ne întoarcem în gândurile noastre, în comoditatea noastră, în felul în care abordăm viața departe de Hristos. Nimic care poate să ne întoarcă spre boală sau să ne amintească de ea. Și umblă. Dacă dorești să nu te mai întorci lângă scăldătoarea Betesda, trebuie să umbli. Să răspunzi chemării lui Iisus Hristos. Bolnavul, paraliticul, după ce se întâlnește cu Iisus, după ce răspunde întrebării lui Iisus, el nu mai poate să stea. El începe din acea zi să umble cu Dumnezeu. Și oriunde se duce, cu oricine se întâlnește cu familia lui, îi spune despre Iisus Hristos. Se întâlnește cu preoții, le spune despre Iisus Hristos. Merge la sinagogă și îl întâlnește pe Iisus Hristos. Definirea vieții lui și umblării lui cu Dumnezeu este dată de această întâlnire pe care a avut-o. De acest răspuns pe care l-a dat chemării lui Iisus Hristos. Chemarea pentru dimineața aceasta este să ne ridicăm, să lăsăm tot ce ne poate aminti sau ne aduce din nou la boală și să răspundem frumos chemării lui Iisus Hristos pentru noi aici, în Cluj-Napoca. La șovăirile noastre Iisus are soluții concrete care implică acțiune și chiar împotrivirea cutumilor vremii. Vrei să te faci sănătos? Desigur. Dar ce faci atunci când uiți să te mai scoli de la masă? Atunci când drumul ți se pare prea lung și fotolul prea plăcut? Când faci din noapte zi și al zilei ochii închizi, așa cum scria Eminescu? Când apa este neprietenoasă și soarele un adversar? Chiar vrei să te faci sănătos? Și la această întrebare suntem chemați fiecare dintre noi să răspundem. În viața noastră de zi cu zi ne întâlnim cu fel de fel de oameni și se spune că în fiecare întâlnire pe care o avem cu cei din jurul nostru, noi îi influențăm într-o măsură mai mare sau mai mică pe cei din jurul nostru. Cum influențează viața ta? Cum influențează sănătatea ta persoanele din jur? Multe din identificările făcute poate nu sunt în legătură cu viața voastră de zi cu zi, dar pentru că sunt atât de prezente între oamenii acestui veac, ele se transformă în trimitere misionară. Du-te în puterea pe care o ai și spune-le. Spune-le prin modul tău de viață, spune-le prin limbajul tău, spune-le prin obiceiurile sănătoase și frumoase pe care le ai, că tu l-ai întâlnit pe Iisus. Te-ai ridicat și umbli împreună cu El. Ca și pentru paralitic, sănătatea în ziua de azi este privită ca o valoare pentru care merită să lupți, în care merită să investești timp, să investești resurse, pentru ca această valoare frumoasă să definească viața noastră de zi cu zi. Oameni care au rămas în istoria omenirii datorită exprimărilor valoroase în diverse domenii ale vieții, în literatură, în filozofie, în știință, nu au trecut nepăsător peste acest subiect al sănătății. Și aș dori să vă amintesc doar câteva exemple. Hipocrate definește sănătatea ca fiind comoara pe care puțin știu să o prețuiască, deși aproape toți ne naștem cu ea. Francis Bacon creează o imagine foarte plastică a sănătății. Un organism sănătos este camera sufletului pentru oaspeți, iar unul bolnav este o închisoare. Ralph Waldo Emerson conturează măsura sănătății. Măsura exactă a sănătății mentale constă în dispoziția de a găsi ceva frumos în toate lucrurile. Iar Mark Twain concluzionează în stilul caracteristic despre sănătate: ai grijă când citești cărți pentru sănătate, poți muri din cauza unei greșeli de tipar.
Acest lucru este mai mult sau mai puțin amuzant, dar foarte prezent cu acest acces necontrolat la informația medicală de pe internet. De aceea suntem chemați și mai mult să avem principii sănătoase, să le trăim în viața noastră de zi cu zi, iar prin viața noastră să mărturisim sănătatea pe care o avem. După căderea în păcat, în spiritul profetic ni se descrie tristețea primilor oameni atunci când, după căderea în păcat, Dumnezeu restabilește raportul dintre om și Dumnezeu, când toată această scenă se termină, începe viața. Și trece o zi, și trece două, și trece o săptămână, și trece o lună, și trece un an, și natura din ce în ce mai mult începe să se simtă această boală dată de păcat, iarba de pe câmp începe să se ofilească, frunzele încep să cadă, florile de asemenea se veștejesc și toate aceste lucruri sunt trăite în mod dramatic de primii noștri părinți. Această lipsă de sănătate în natură este resimțită mai puternic ca oricând de Adam și Eva și inclusiv până în zilele noastre simțim această lipsă a sănătății în natura care ne înconjoară. Și de atunci este o continuă luptă între boală și sănătate, atât fizică, cât și mentală și, în mod deosebit, spirituală. Prima relatare despre sănătate o găsim în capitolul 20 din Geneza, atunci când Avram ajunge la Abimelec și o prezintă pe Sara ca fiind sora lui. Abimelec o ia în casa lui și ce se întâmplă cu cei din casa lui Abimelec? Se îmbolnăvesc. Cum se îmbolnăvesc? Nu a mai putut să nască. Corect. Nu a mai putut să nască. Iar în capitolul 20 din Geneza, la versetul 17, vă invit să îl citim împreună. Avram s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a însănătoșit pe Abimelec, pe nevasta și roabele lui, așa că au putut să nască. Prima relatare a raportării omului la sănătate, nu întâmplător, este în relație cu Dumnezeu, stabilind ca prima regulă a unei sănătăți relația ta cu Dumnezeu, prezența rugăciunii în viața ta. Nu este întâmplătoare această relatare și această prezența rugăciunii în sănătatea noastră este reluată și de Iacov, în capitolul 5 cu versetul 15, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. O primă condiție pentru sănătatea noastră este relația zilnică cu Dumnezeu, împrietenirea cu Dumnezeu. Avram, când se raportează la Dumnezeu, nu se raportează ca la cineva care îl vede la sfârșit de săptămână, nu se raportează ca la un prieten care îl vede din când în când, ci se raportează ca la un prieten. O a doua relatare a sănătății este atunci când Iacov, fugind de fratele său, merge la unchiul său Laban. Iar atunci când ajunge în zona în care stă Laban, vrea să se intereseze despre el. Relațiile de familie erau doar la nivel de sânge, la nivel social încă nu erau. De aceea Iacov, găsind scris în Geneza 29:4-5, el le-a zis: cunoașteți pe Laban, fiul lui Nahor? Îl cunoaștem, i-au răspuns ei. Iar el le-a zis: este sănătos. Este sănătos? A zis el. Sănătos, au răspuns ei. Și tocmai atunci venea Rahela, fata lui, cu oile. Un element, o dimensiune socială a sănătății. A doua relatare este sănătatea noastră în relația cu cei din jurul nostru. Face parte din viața noastră de zi cu zi. Ne definește relația interumană și ne face să ne apropiem într-un mod valoros
de cei din jurul nostru. Cât de bine ne simțim atunci când cineva se interesează de sănătatea noastră și în special atunci când suntem bolnavi. Cât de mult strânge relația. Observ în spital, de multe ori, pacienții noștri, unii sunt foarte vizitați, alții sunt mai puțin, dar se bucură pentru fiecare om care îi vizitează. Și cu cât relația dintre cel care îl vizitează este mai strânsă, cu atât importanța vizitei este mai mare. Suntem chemați să fim atenți la sănătatea celor din jurul nostru. Suntem chemați să fim atenți la momentele delicate în care putem să-i câștigăm, în care putem să-i îmbărbătăm, în care putem să-i le vestim despre Iisus Hristos într-un moment în care ei pot să primească acest lucru. O a treia relatare a sănătății este legată de Iosif și în prima fază el este trimis. În momentul, prima relatare este legată de Iosif în două momente. Momentul în care este trimis la frații lui și găsim în Geneza 37 cu 14, Israel i-a zis lui Iosif, du-te, rogu-te și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bune, bine. Și adun vești. Le-a trimis astfel din Valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Relația familială pe care o construiești în copiii tăi, în familia ta, felul în care îți construiești relațiile din familie se vor rostogoli peste timp, iar atunci când Iosif ajunge mare, când are putere, are succes, când visele din tinerețe devin realitate împlinită frumos la curtea lui Faraon, frații lui vin pentru a lua merinde, cunoaștem cu toții întâmplările. Primul lucru care îl întreabă Iosif despre tatăl lui este acesta, bătrânul vostru tată de care ați vorbit, are bani? Îi merge bine? Cum îi merg afacerile? E sănătos? Vedem această rostogolire a relațiilor pe care le punem în copiii noștri. El îl trimite pe Iosif să vadă dacă frații lui sunt sănătoși. Făcând din aceasta o valoare de familie, făcând din aceasta un lucru de dorit în familia lui Iosif. Iar această sămânță pusă de Iacov se rostogolește de-a lungul vremii, iar primul lucru pe care îl interesează vis-a-vis de tatăl său este dacă este sănătos. Nu care sunt conturile în bancă, nu ce succes are în afaceri, care este poziția lui socială, ci cât de sănătos este. Același lucru se întâmplă cu orice valoare pe care o punem în copiii noștri. Se va rostogoli de-a lungul vremii, iar la momentul potrivit va da rod bogat. Legătura dintre minte și trup o regăsim pe paginile Sfintelor Scripturi, în povestele pe care ni le dă înțeleptul, un duh mâhnit, usucă oasele. Această concluzie dată în antichitate rămâne la fel de adevărată chiar și astăzi și la fel de profundă în această eră a înalte tehnologii, a rapidității în mișcare, în procesele tehnologice, în relațiile pe care le avem, dar ceea ce rămâne constant este omul. Omul creat de Dumnezeu, a cărei sănătate și calitatea vieții este dată de aceeași coordonate de la început. Relația pe care o ai cu Dumnezeu, relația pe care o ai cu cel de lângă tine și, foarte important, relațiile pe care le construiești în familie. Unul din elementele care marchează viața noastră de zi cu zi sunt gândurile noastre. În gândul nostru avem libertate deplină. Putem să facem ce dorim, putem să fim cine vrem, putem să ne alegem gândurile. Și Dumnezeu, nu întâmplător, lasă în nou această putere extraordinară de a ne alege gândurile, de a decide ce alegem și ce nu alegem. Avem câteodată tristețe și câteodată atât de mare tristețe încât putem să ajungem la boală. Gândurile din mintea noastră sunt cele care, chiar dacă ne dăm seama sau nu, chiar dacă realizăm sau nu, ne conceptualizează viața până la ultimul detaliu.
Sutașul roman alege în gândul lui să creadă în Iisus Hristos și să creadă în cuvântul lui. Și pentru că el crede în cuvântul lui Iisus Hristos, sănătatea robului lui este dobândită. Ceea ce gândesc eu astăzi despre cei din jurul meu poate să aducă sănătate sau poate să aducă boală în jurul nostru. Ceea ce gândesc eu vis-a-vis de sănătatea celor din jurul meu prin prisma apropierei mele de Dumnezeu poate să mă facă pe mine o binecuvântare sau un blestem în locul în care sunt. Sănătatea celor din jurul nostru este influențată de gândurile noastre și în alergarea noastră de zi cu zi. Dacă nu suntem atenți la gândurile pe care le avem, dacă nu ne preocupăm de alegerea gândurilor noastre, se va exprima în sănătatea noastră, a familiei noastre și a celor din jurul nostru. Este foarte important ceea ce gândim. Și nu de puține ori, pacienții fumători care ajung la cardiolog și li se spune să renunțe la fumat, să mănânce mai sănătos, să renunțe la anumite vicii din viața lor, nu prea renunță. Dar în momentul în care ajung în fața operației și li se spune ai ajuns într-o situație în care medicamentele nu mai fac față, în care orice tratament ai urma nu mai poate să te salveze, doar o operație pe inimă îți poate salva viața, omul găsește resursele în gândurile lui ca să renunțe la fumat. Ne întreabă aproape fiecare pacient ce este bine și ce nu este bine să mănânce. Ce obicei ar trebui să adopte în viața lui ca să fie mai sănătos. Dar doar în acel moment reușește să găsesc aceste resurse. Arătând că frumusețea relației cu Dumnezeu și influența Duhului Sfânt în viața noastră ne face să ajungem și să găsim resurse în gândurile noastre înainte de a ajunge pe marginea prăpăstiei. Este extraordinar felul în care Dumnezeu construiește noi și ne dă putere să luăm decizii sănătoase pentru sănătatea noastră. Felul în care ne determină să alegem gândurile frumoase, vorbele alese, atitudinile care creează în cei din jurul nostru frumusețe, admirație, construiesc în ei. Este chemarea pe care ne-o face Dumnezeu astăzi. Vrei să fii sănătos? Aceasta înseamnă sănătatea. Poruncile și Dumnezeu în lucrurile pe care le descoperă omului nu lasă la întâmplare felul în care descoperă legile sănătății. Și un exemplu elocvent este procesul de formare al bisericii noastre, pe care l-am auzit foarte frumos aseară. Cum s-a trecut de la o dietă nesănătoasă, de la vicii, de la lucruri dăunătoare nouă, și mă refer la sănătatea fizică în mod deosebit, dar și la cea spirituală, și pas cu pas Dumnezeu coordonează această mișcare adventă spre legi sanitare deosebite, felul în care fiecare principiu este descoperit, este dezvoltat, este implementat în viața adventiștilor, iar fiecare viciu începe să fie eliminat în scurt timp, centru de sănătate adventist devenind cel mai performant din întreaga lume în perioada respectivă. Este bucuria lui Dumnezeu de a ne descoperi fiecare lucru și pe care eu pot să înțeleg din ce în ce mai mult de când îl am pe Cosmin, copilașul meu, în care pot să-i ofer din ceea ce știu atât cât el poate să accepte. Și mă bucur împreună cu el. Exact așa se bucură și Dumnezeu cu fiecare dintre noi, când ne descoperă un lucru și noi îl acceptăm. E bucuria inexplicabilă pe care doar un părinte poate să o simte atunci când colaborează cu copilul lui, când îl vede că are succes, când îl vede că are izbândă și știe că el a pus o piatră în acest succes și această ascensiune a fiului lui sau a fetei lui. În felul acesta ne privește Dumnezeu pe noi astăzi. Vrea să fim frumoși, vrea să fim sănătoși,
vrea să avem succes. Și de aceea dorește ca în fiecare zi să alegem frumos pentru el. Eu am o mătușă care este în vârstă de 93 de ani. Se încadrează în tabloul eclesiastic al vârstei în care se întunecă soarele și lumina și lunele, și luna și stelele și norii se întorc îndată după ploaie. Ei au început să-i tremure paznicii casei și să se încovoaie cei tari, să se oprească cei ce macină și să se întunece cei ce se uită pe fereastră. A ajuns la această realitate a vieții și deși nu a făcut nicio facultate, nu a făcut studii teologice, dar plăcerea pe care a caracterizat-o, de când o știu, de când sunt mic, a fost studiul Cuvântului lui Dumnezeu și memorizarea lui. Totdeauna ea memoriza un pasaj din Biblie. Vreau să spun că am văzut-o de curând. Am fost împreună cu Ana Maria și știa tot. Vreau să vă spun că nu are nevoie de Facebook ca să țină zilele de naștere ale familiei ei, ale nepoților, ale strănepoților. Știe fiecare ce face. Știe toate discuțiile care le-am avut data trecută, cu ocazia anterioară. Știe tot. Nu are nevoie de Biblie, pentru că are cuvântul pusă pe telefon, pe alte lucruri, pentru că ea tot timpul are cuvântul lui Dumnezeu la ea. Oricând accesează ce dorește din cuvântul lui Dumnezeu. Are nevoie de încurajare, știe exact făgăduința pentru încurajare. Are nevoie să spună celor din jurul ei despre Iisus Hristos, găsește pasajul potrivit. Ne-am mirat într-un mod și am admirat-o pe mătușa aceasta noastră, pentru că este foarte firavă. Vă spun, se încadrează atât de bine în descrierea făcută de Solomon. Dar minutele care le-am petrecut în discuție cu ea au fost de aur. Mă simțeam atât de bine, atât de bine într-o discuție cu cineva care este atât de aproape de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este atât de accesibil. Aceeași lucru este disponibil și pentru noi. Invitația ne este adresată și nouă. Doar în prietenirea cu Dumnezeu poate să aducă o sănătate autentică în corpurile noastre, definită astăzi nu ca o absență a bolii, ci ca o stare de bine. O stare de bine pe care doar prezența lui Dumnezeu în viața noastră de zi cu zi ne poate da. Dacă ne uităm în istoria biblică, vom vedea ca o caracteristică definitorie a oamenilor lui Dumnezeu această cunoaștere a regulilor sanitare și această sănătate care caracterizează. Atunci când poporul Israel iese din Egipt și se formează poporul Israel, începe să se organizeze, cine sunt cei care sunt responsabili de sănătate? Se creează o universitate de medicină, se creează un grup de medici. Cine se ocupă de sănătatea poporului Israel? Preoții. Oamenii care reprezentau în mod direct și îl reprezentau în mod direct pe Dumnezeu. Astăzi avem aceeași chemare ca preoții din vechime, să-L reprezentăm pe Dumnezeu în viața noastră, să cunoaștem regulile de sănătate, să cunoaștem principiile, să putem să avem discernământul de a deosebi ce este boală de ceea ce este sănătos, ceea ce este dăunător de ceea ce ne poate ajuta. Suntem chemați astăzi să luăm decizia în gândurile noastre, în viața noastră, pentru a ne apropia de sănătate, de a ne împrieteni cu Dumnezeu și în aceeași timp să ne împrietenim cu sănătatea. În cursul istoriei observăm felul în care exprimarea sănătății îi aduce pe oameni la Dumnezeu. Și unul din aceste episoade îl găsim în cazul lui Naaman, o roabă luată din Israel, cunoaștem cu toții întâmplarea, este adusă la Naaman, lucrează ca rob, nu are drepturi, nu are opinie, așa a trebuit să fie cel puțin, dar ea spune despre Dumnezeul ei. Și spune, dacă ești bolnav, Naaman, iar lepra pe vremea respectivă era o condamnare la moarte, eu știu pe cineva care poate să-ți dea sănătate.
Și Naaman pleacă cu tot alaiul și ajunge unde? Vine în prima dată. Vine la împărat. Și împăratul, foarte calm, foarte liniștit, sigur Naaman, Dumnezeu este cu noi, îți va da sănătate, sunt un bun prieten al lui Dumnezeu, așa că nu este absolut nicio problemă, se va rezolva și problema ta de sănătate. Cum reacționează împăratul față de omul lui Dumnezeu, față de Elisei? Vedem o atitudine diferită între împărat, care își rupe hainele, intră în panică, se îngrijorează de această situație, această confruntare a sănătății, față de Elisei, omul lui Dumnezeu, care nici măcar nu trebuie să iasă să se întâlnească cu Naaman pentru a rezolva problema sănătății lui. Acesta este și un element care ne spune despre relația noastră cu Dumnezeu. Ce relație are împăratul cu Dumnezeu și ce relație are Elisei cu Dumnezeu? Ce relație ai tu cu Dumnezeu? Știm cu toți întâmplarea, Naaman într-un final este convins de slujitorii lui să se scalde de 7 ori în Iordan, este vindecat, iar după aceea vine la Elisei pentru a îi oferi daruri care sunt declinate. Și ce mai face Naaman? Și aici este foarte important. Mai adaugă ceva Naaman. Dacă nu pot să-ți dau daruri, atunci măcar lasă-mă să iau puțin pământ. De ce? Nu aveau pământ în să se închine lui Dumnezeu. Este extraordinar felul în care sănătatea, transmiterea principiilor sănătății, poate să-l aducă pe om la Dumnezeu. Este chemarea mea, este chemarea ta pentru tine aici în Cluj. Nu vă fie frică să fiți sănătoși. Nu vă fie frică să spuneți celorlalți despre sănătate. Pentru că toate aceste lucruri se vor rostogoli în roade frumoase pentru veșnicie. Nu în ultimul rând, Iisus, așa cum am amintit și așa cum am început meditația, este Cel care are lucrarea pe pământ marcată de prezența sănătății. Toată lumea îl asimila pe Iisus Hristos cu sănătatea. Dacă vorbeai de Iisus Hristos, nu puteai să nu vorbești despre sănătate. Orbii văd, șchiopii aleargă, este mesajul care îl primește Ioan Botezătorul în închisoare, este un mesaj al sănătății. Sănătatea a venit în poporul Israel. Sănătatea a venit și în viața ta. Iisus, în lucrarea pe care o are, pune această întrebare: vrei să te faci sănătos? Și îmi pune și mie și ție în această dimineață această întrebare: vrei să te faci sănătos? Știu că vrei. De aceea, prea iubiților, doresc ca sănătatea voastră să sporească tot așa cum sporește și sufletul vostru. Amin. E vremea să pornești din nou, samaritean milos. Ia-ți de povară și te du la Ierihon. Ridică din țărână pe lovit, pe păcătos și toarnă unde lemn pe rana fiecărui om sau urcă-l în mașină dacă e căzut pe jos. E timpul să pornești la drum, samaritean absent, plătind spitalizări și tratamente la drumeți, iar limuzina ta, muncită scump în Occident, s-o faci trăsură celor mai săraci, bolnavi, răzleți, oricât de mult s-ar fi scumpit benzina în prezent. E vremea iară să te întorci la vechea meserie, aceea de samaritean milos, disprețuit, pe ulițele vremii bântuite de hoție, și iară să colinzi persecutat și hărțuit printre creștini cu diplome de sfinți pe veșnicie. Eu zic să te întorci așa cum ești,
bătrân, străine, mai treci pe la bolnavi, purtându-ți bunătatea în palmă. Tu, vestitorule de sănătate și de bine, întoarce-te cu haina ta decolorată, albă, și să te apleci, te rog. Apleacă-te la oricine. Îți spun o taină, bun străin, rămâne între noi. Deși promiți pe la hangii că vei plăti la întors, să știi că n-ai să o faci. Nu vei mai trece înapoi. Nu mai e timp. În urma ta va reveni Hristos și va plăti de plin la toți, hangii, mai vechi sau noi. E timpul iară să te întorci, samaritean milos. E vremea să ne înveți încă o dată milă. Să plângă iar pe drumuri brațul tău vânjos, să nu te plângi dacă s-a scumpit ovăzul sau benzina, măcar acum, să treacă gestul tău frumos. Să ne trezească gestul tău frumos. Mă scuzați. Amin.
Vă invit acum, ca în prin meritele Domnului nostru Iisus Hristos, să închidem serviciul divin din această dimineață și să aducem laudă prin imnul 323, De sus din slava senină. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Umil și plin de recunoștință, Părinte din cer, vin și în această zi sfântă de sabat să-ți mulțumim că ne-ai ajutat să fim în casa Ta de rugăciune. Te rugăm așa cum stăm în fața Ta să ne binecuvântezi, să binecuvântezi în mod deosebit pe oaspeții noștri, să binecuvântezi pe cei bolnavi, să binecuvântezi pe aceia care în anumite motive nu pot să fie aici în locașul Tău de închinare. Dar te rugăm să binecuvântezi solia transmisă de fratele prezbiter. Ajută-ne, Părinte, în cer să nu fim mai numai ascultători, ci și împlinători ai cuvântului. Te rugăm, Părinte din cer, ca Tată, ca Dumnezeu și ca Mare Medic, ca Tată din cerul să ne ții în brațele Tale, ca Dumnezeu să ne ierte greșeli și păcate, iar ca Mare Medic să vindești trupurile noastre. Ajută-ne să fim sănătoși trupește, spiritual și mental și oamenii văzând viața noastră să te vadă pe Tine. Convinși ca întotdeauna că Tu ne asculți slaba noastră rugăciune și o tot completezi, ne încredințăm viața noastră în mâinile Tale, ca Tu, Părinte din cer, să ne conduci pe fiecare în parte. În numele scump al Domnului Iisus Hristos te rugăm, ascultă-ne din ceruri. Amin. Cu rugămintea ca toți cei care fac parte din comitetul școlii de sabat să se întâlnească în spate și cu ultima cântare de cor, vă dorim un sabat binecuvântat în continuare, dar să nu uitați că vă așteptăm și după amiază la ora 5. Amin.